Bună ziua! Avem invitat special astăzi, îl cheamă Vlad. Bună ziua! O să fie un nou prezentator la Happy Channel. Mă bucur să... Happy Day, Happy Channel. Să vin la tine în emisiune, Ștefan. Și eu mă bucur. Și pentru că sărbătorim această bucurie a noastră, să facem o prăjitură astăzi. O prăjitură? O prăjitură de bezea. Bezea simplă, spun eu, nu e complicată. Alegem o variantă cea mai simplă de bezea. Separăm albușurile, te rog. Eu? Le batem cu zahăr pudră. Noi avem aici, facem ceva, o cantitate, pentru că suntem mai mulți în spate aici și trebuie să mâncăm mai mult. Îmi plac dulciurile și mie și o, da? Și mie la fel, da. Mirela, ales... dulciuri, da? Îți plac? Da. Deci și Mirela. Am ales 6 ouă spalate. Vă rog să spălați ouăle întotdeauna înainte să le folosiți. Zahăr pudră, multe ligheane, ca să spargem ouăle, să separăm albușul de gălbenuș. Avem un aparat, un roboțel, dar dacă aveți acasă și cutelul de mână, se poate, sau chiar și la mână, ca să faceți nuș. Oh. Noi, nu știu mai. Așa. Pic de amidon, să fie stabilă bezeaua și un pic de oțet, foarte un pic. Deci asta pentru bezea. Asta, după aia dar o să avem pentru... Urmează. Avem trei etape. Avem o cremă, după aia facem crema de mascarpone, cu pic de friș, cu frișcă, jumate-jumate cantități, lămâie, lime, prăzătură de lime și suc de lime. Ne oprim aici, nu mai punem zahăr aici, că avem destul zahăr aici. Bezea, da. Și apoi avem un culis, sau un, zicem, de căpșuni. Că totuși suntem, acum începe sezonul căpșunilor. Și avem prima, la început sezonul căpșunilor și o să facem un, un suc, să spunem, de căpșuni. Ne blendăm bine. Punem un pic de suc de lămâie ca să-și păstreze culoarea, să nu se oxideze, un pic de lichior și un pic de zahăr, niște zahăr, ca să avem pentru de sos pentru. Și haideți să începem. Dacă mi-ai făcut poftă, hai să începem. Deci, separăm albușul de gălbenuș, da? Înainte să începem, trebuie să știți că această rețetă, coacerea bezelei durează o oră și un sfert. Deci durează, nu vă gândiți că gata, vin la 7, deci mă pui să aștept. Pentru vine iubita la 7:30 și nu, trebuie pregătit dinainte. Haideți să începem. Să începem. Spargem, e bine să spargem întâi, hai să punem separat, să spargem separat, să nu spargem același vas unde vrem să facem albușul, pentru că o să cadă tot felul de resturi. Deci, ia să vedem. Spargem aici. Este mai multe metode de a separa, o să vreau să faci și tu. Ori să nu te murdărești pe mâini și faci așa, frumos. Aha. Și punem aici. Hai să vedem. Ori mai facem o variantă, dar folosim imediat, te las și pe tine. Și folosim mâna. Oh. Mai mult te murdărește. Da, se separă mai bine. Uitați, a rămas doar așa. Te cuvet aici, dacă bine. Hai că încerc și eu. Trebuie să nu-mi lași resturi de coajă de ou. Toate că coaja de ou e sănătoasă, știm, da. După ce o să facem bezeaua, o să mixăm bezeaua, o să ne apucăm de cremă. Sau întâi, aș zice eu, pentru că avem nevoie de robot, tot la robot, să ne apucăm de culisul de căpșuni. Aha. Să mergem repede. Deci eu te ajut aici, Ștefan, da? Da, m-ajut cam încet. Da. Așa. 6 ouă, atât, nu toate ouă. E suficient, 6 ouă ajunge să faceți pentru... cel puțin 6 persoane, cel puțin. Poftiți sau vreau? Și ultimul ți-l las ție. Ultim. Hai, parcă ne mișcăm mai repede, așa. Dacă ajungi acasă la ora 6, pregătești cina, până la 8, ești gata. Și oprești și de omletă pentru dimineață. Faci una. Omletă mai din gălbenuș. Așa. Sau faci o crème brûlée. Punem albușul la bătut. Și dăm drumul încet, încet, de fapt încet, să dăm bătaie. Când e, știi, când e gata? Când îți pui ăsta în cap. A, să nu cadă... Aha. Hai să încercăm. Că știi. De unde le știi tu pe toate astea? De la emisiune. Bă, lăsăm se bată și pe aia punem zahăr. Am ales zahăr pudră. Că nu mai trebuie zahărul cristal, trebuie topit mult. Asta pentru că se incorporează mai ușor, imediat. Mm.
Eu zic că poți. Zici? Mhm. Dar acum nu știu, vedem. Și nu ia cade? Să încercăm. Hop. Nu poate că... Deci bun. Acum știm că e gata. Da, acum este gata. Și o să facem forme. Acum facem o prăjită. Poți să faci un tort din asta, să o faci mai mare, să zicem, un tort întreg. Dar noi o să o facem individual acum. Ține, te rog, facem blatul. Asta să zicem că ăsta e blatul. Aha. Bezeaua. Acum nu trebuie să, dacă vrei să faci identic, identic, poți să iei o formă, să băi formă. Eu îmi place să pun mai groasă și nu contează. Sunt aici de încredere. Iar asta o să vreau să fie partea de sus. Aha. Să fie mai... Asta? Da. Ia să mai năzdrăvan așa, să dai seama. Că e o coloană. O să fac și o chestie așa cum ne place nouă la bucătărie să facem. Să deci ne ceva. Jucăm. Da. Chiar sunt curios ce... Ne jucăm azi. Acum. Și mai dăm și una mai mică. Și în cuptor cu ele, nu? Și în cuptor. O oră, 100 de grade, după aia, încă 15 minute, cam 100, eu aș zice 140 de grade sau 150. Dacă lăsăm prea mult, nu mai rămâne așa albă, frumos să se îndălbenește. Și iar în mijloc, oricum, pentru că e groasă, o să fie moale, nu o să fie crocant așa, că fie la suprafață crocantă, era unul moale. Mm. Și ăsta e desertul nostru. Wow. Și zahăr pudră, cam aici și... Așa, așa, provat, avem niște fericele noastre care comestibile sunt. Aha. Da. Știu că a venit primăvara, știu că ați dorit să le primiți aceste fericele. Dar ne pasă și mamă. Chiar sunt bune. Și acesta este un desert făcut rapid, ușor. Ne ia un pic mai mult timp, o oră și jumătate, cel puțin. Dar merită. Dar este, merită. Ștefan. Poftă bună. Îți mulțumesc mult de tot. Poftă bună să aveți. Ne vedem data viitoare, Mirela, vino aici. Și vă așteptăm să mâncăm.